Seara bună, prieteni, trenul de noapte cu Bubanu și Pali. Salutare, salutare! Bună seara, bună seara! Tema noastră simplă, frumoasă, la modă, am putea spune, pentru că, știi, întrebarea aia, ce mai e la modă? Să dai greu în Trump. Să dai în Trump. E foarte la modă să dai în Trump, da? Grupul Laba zice, Trump, jos Laba de pe muzica noastră. Deci până și ABBA, bă, îți dai seama, s-au luat de Trump. Deși ăștia de la probabil ABBA au și fost colegi de clasă, dar... Ăștia de la ABBA care nu știam, nu credeam că mai sunt toți, dar și că sunt. Sunt. Da. Au scos și piesă, parcă, ceva de gen, deci, acum vreo 2 ani. Mai durează oameni. Da. Pe rând le luăm titlurile de astăzi, transport gratuit cu trenul pentru elevi. Trecem la vești bune. Da. Ok. Republican News. Euro, tot de aici, pensionarii cu pensii majorate păstrează drepturile de protecție socială. Încă una bună. Ia de la Ciolacu. Două consecutive. Să nu uităm. Ia de la Ciolacu, da, păi Ciolacu. Să nu uităm ce am traversat, da. Uite, protecție socială, zice, da? Da. Da. Când zici socială, protecție socială, zici stânga. Unul din... Ciolacu e de stânga. Da. Unul din efectele directe ale majorărilor pensii este ca oamenii, beneficiarii de majorări, să iasă din zona și din spectrul protecției sociale. Da, că dar din sărăcie. De-aia le măresc pensia, să iasă din sărăcie. Da. Acum, tu le mărești pensia, dar ei și păstrează dreptul de protecție socială, înseamnă că nu le-ai mărit nimic. Corect. Da. Sau le-ai mărit foarte puțin. Sau foarte puțin, mă rog. Cum s-a întâmplat de altfel. Da. Oamenilor care meritau, de fapt, da? E, cine are bănuți de pensie ca lumea acolo, sunt alții, sunt ai lor. Da? Da. Pentru că, am înțeles, pensiile speciale au crescut. Oho. Da. Bun. Scădere semnificativă a șomajului în rândul tinerilor în prima jumătate a anului. Colegul, noi suntem sau sunt alții? Pe avem 3 știri de bine, de bine, da, consecutiv, primele. Aici probabil nu s-a mai întâmplat. Putem găsi o explicație în ceea ce privește știrea a treia cu șomajul scăzut. Okay. Este mod semnificativ vis-a-vis de joburile sezoniere, da, pe timpul verii. Dar oricum e de bine și e de aplaudat. Gata, cu de bine, să ne revenim și noi, să știm că suntem Bubanu și Pali în trenul de noapte. I-a smuls telefonul din mână și a luat-o la Sănătoasa. Autorul a fost prins. Bravo! Republica News. Gheozdanele și la școală cu voi. Ghinion de data asta pe termen lung. Pe termen lung. Ghinionul hoțului să fii prins cu bunurile furate cu puțin înainte de a ajunge la destinație. De hoți acum. Ghinionul hoțului să fie prins. Mai contează cu bunuri, fără bunuri. Da, polițiștii din Mizir, o altă știre, tot Republica News, au mers în misiune în Buzău la un iubitor de autoturisme. Acum, la câte fetișuri și fantezii. Da, mai citești, lumea largă. Dar nu e altceva. Un turist blocat sub peretele Gălbinele din Munții Bucești. Ce dor ne era, da? Da. Uite, vara, frumos, nu mai știm exact ce s-a întâmplat în perioada lunii august, toată luna, că am fost și noi plecați. Dar iată că nici nu a venit bine toamna și deja sunt probleme. Ok. Republica News și de pe UTV, ABBA îi spune lui Trump să nu-i mai folosească muzica la mitingurile electorale. Mamă, și la cât e de modă, cum spunea și Mihai, să dai în Trump la momentul ăsta? Bine, era la modă să dai în el și la primul mandat pe care l-a câștigat. Dar nu, bineînțeles. Dar nu ca acum. Cred că o să ajungă ăsta să-ți facă muzica pe MIDI, pe tondă ăla de MIDI. Își face el o muzică. Cum sunau telefoanele în anii 90. Da, bine. Da. Asta să nu se înțeleagă că noi încurajăm furăciunea. Doamne păzește, deci au muncit, este dreptul lor, legile. Dacă Trump le-a folosit muzica, le-a folosit. Fără alegerea acceptul, deja avem o problemă. Avem. Ideea este alta. Cum sunt prezentate știrile astea în media centrală și nu numai, și atenție în toată lumea, da? Pentru că are și Trump media lui, da, dar mai puțin așa, mai puțin de-al. În proporție covârșitoare, toți ăștia dau un Trump ca la concurs acum. Pentru că au ordine. Asta e. Bun, dă-i și tema noastră, grupul Laba, Trump jos Laba de pe muzica noastră. Bun. Transport gratuit cu trenul pentru elevi. Hai să vedem cum se face chestia asta. Elevii din România beneficiază de transport gratuit pe calea ferată, atât pentru bilete, cât și pentru abonamente, la toate categoriile de trenuri CFR, clasa a doua. Da. Important. Pentru a accesa această facilitate, elevii trebuie să prezinte carnetul sau legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, ori să prezinte o adeverință școlară valabilă. Nu e mare lucru. Da. Problema e că atunci când prinzi, eu mai am treabă, mai merg cu trenul, și când prinzi un elev
cu un carnet de ăsta să-și ia și el. Nu știu, frate, ce proceduri face doamna de acolo, de peste peretele la de sticlă, dar te îndoaie. Da. Durează. Biletele gratuite includ și tariful de rezervare pentru trenurile cu regim de rezervare. Iar abonamentele lunare permit un număr nelimitat de călătorii gratuit. Foarte tare. Dacă elevii optează pentru călătorii la clase superioare sau în... Bine, acum nu știu de ce ți-ai luat abonament. Da. Dacă tu tot ai orice călătorie gratuită. La clasa a doua. Da. Care e ideea? Adică dacă tu îți cumperi bilet oricând gratuit, prezentând carnetul vizat și, mă rog, toate în regulă, păi, de ce îți mai iei abonament? Păi, în regulă să faci abonament, să îți mai cumperi fiecare zi bilet, probabil, sau... Păi da. Nu, dar tot trebuie să te duci cu ăla, păi, cred că... Te duci odată, când îți faci abonament. După care a, da, corect, corect, zile... da, nu mai pierzi vremea la casă. Probabil, corect, asta, da, asta e logic. Dacă elevii optează pentru călătorii la clase superioare sau în vagoanele de dormit și cușetă, aceștia vor trebui să achite diferențele tarifare. Ok. Așa, facilitățile pentru anul școlar 2023-2024 sunt valabile până la 30 septembrie 2024, se mai spune în articol, iar de la 1 octombrie elevii vor putea beneficia de gratuitate doar în baza documentelor vizate pentru anul școlar 2024-2025. Asta care a început, da. Acum, da. Elevii din anii terminali nu mai pot utiliza aceste facilități, pe asta n-am înțeles-o, după data de 9 septembrie 2024, conform anunțului CFR Călători. Păi cum, de exemplu... Ăsta din an terminal nu e tot elev? Păi da, de ce? Dar poate își propune să rămână repetent anul ăsta. Bun, de clasa 12, da? Termină, uite, termină la vară. Păi la vară? Da, de ce? Dar uite că nu mai are voie, nu mai poate utiliza facilitatea asta a lui Ciolacu, că și asta tot a lui, nu? Corect. Așa? După data de 9 septembrie 2024. Păi el după 9 septembrie nu mai e elev? El de-abia a început școala, anul terminal, acum. Clasa 12. Da. Ok. Da, s-au învățat, mă, lasă și pe urmă... Bun. Da. Pensionarii, trecem la pensionari. De la elevi la pensionari. Acum, dar tot cu veste bună. Pensionarii cu pensii majorate păstrează drepturile de protecție socială. E, și stați un pic, că veștile astea bune vor curge, efectiv. Va fi un flud așa de vești bune. Eu am și uitat că avem alegeri. Da. În toamnă? Acum, noiembrie, când? Da, noiembrie. Da, du-te, până în Moș Crăciun. Tu ai văzut? Până în Moș Crăciun. Deci va fi un flud, așa, un val, un tsunami de vești bune. E, când le vom deconta noi toate astea, rămâne de văzut și de simțit. Dar o să tot auzim de astea. Deci pensionarii, cum spunea și Mihai, cu pensii deja majorate, păstrează și dreptul de protecție socială. Bravo! Excelent! Foarte frumos! Începând cu 1 septembrie, iată, pensionarii, anul ăsta, 2024, pensionarii care beneficiază de creșterea ale pensiilor ca urmare a noii legi, vor continua să primească drepturile de protecție socială, conform unei ordonanțe de urgență aprobată recent de guvern. Majorările din recalcularea pensiilor nu vor afecta accesul la ajutoarele pentru încălzirea locuinței, de exemplu, și nici suplimentele pentru energie. Da, la asta să mai adăugăm și știrea și, da, cu care a tot circulat, conform cărea, da, pensiile de până în 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate. Da. O altă veste foarte bună. Ok. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a subliniat importanța acestei măsuri pentru sprijinul persoanelor vulnerabile. Iată, colegul, că parcă ieri ne întrebam noi ce sunt alea persoane vulnerabile. Da? În cazul unui atac, de agresiune, ceva. Da. Că s-au schimbat și pe acolo niște chestii, zic ei, nu s-a schimbat în realitate nimic. Ok, uite, persoană vulnerabilă este un om în vârstă, de exemplu... Care a muncit o viață întreagă și pentru care... a nu-și putea trăi și el viața de după muncă. Da, și de care unii au ales să-și bată joc în ultimii 30 de ani. Da. Asta e omul vulnerabil. Asta e omul vulnerabil. Da. De asemenea, plafonul pentru compensarea medicamentelor a fost ajustat la 1830 de lei. De la 1830 de lei la 2020 de lei. Păi... Nu e, frate, creșterea asta. Nu e creștere. Ce să ne, s-au raportat. Cât? 170? 190 de lei. Asta a fost inflația. Da, iar limita veniturilor lunare pentru tichetele sociale a crescut, iată, de la 2000 de lei la 2210. Da, și chiar așa spun, modificările astea reflectă rata inflației din 2023 de 10,4%. Da, doamna... Dar realitatea reflectă altceva, prieteni. Da? De fapt, nu reflectă realitatea chestia asta. Pentru că asta e rata inflației. Păi da. Dar noi nu plătim mai mult pentru orice raportat la inflație doar. Nu știu cum naiba calculează ei de măresc prețurile la toate, că nu e doar procentul ăsta de 10%.
da, eu, mă rog, aș vrea să văd... Nu, nu numai procentul ăsta este. Eu aș vrea să văd doamna Bucura, uite, nu pensionar care așteaptă măriri de-astea aproape de râs, sau cărora se postează drepturile sociale după ce se majorează pensia cu o mizerie de bani. Eu aș vrea să văd pensionari liniștiți, sănătoși, nestresați, cu aparate foto de gât. Na, cum păi erau japonezi odată, că nici ăștia nu mai sunt așa. Da. Bă, lasă-i, nu pe Maldive și pe, mă, măcar pe la bulgari să-i văd, da, pe no, că știi ce nu mai sunt cu aparate de alea foto de gât? Așa. Japonezii, că acum ăștia îi văd așa, făcând mai... Fac din ochi. Din ochi fac poze, da. Eu credeam că fac așa, că au ei ochii migdalați și... Da. Dar nu. Deci, practic, tu vii și recunoști într-un mod cât se poate de public, că, nu știu, spectrul ăsta, tagma pensionarul, e ținută acolo cu capul sub apă, la limita sărăciei de 30 de ani, dar te lauzi, că le mai dai 10 lei în plus, pe principiul Nicule mai de 100. Știi? Asta cum este Leana. Lumea politicului, colegi. Da. Da. Și culmea că mulți dintre pensionari spun, domne, e chestia de nocivitate. E bine, îi votăm. Îi mai votăm. E chestia exact de nocivitate aproape nucleară. Domne, că la noi cred că s-a inventat vorba asta cu s-a dat, nu s-a luat. Da, da, e da, bine, da. S-a dat, măcar s-a dat, nu s-a luat. Ba, s-a și luat. S-a luat mai mult decât s-a luat. Scădere semnificativă a șomajului în rândul tinerilor în prima jumătate a anului. N-am mai vorbit mult despre chestia asta în România, adică n-am mai vorbit de mult, cred că niciodată n-am vorbit de scăderea șomajului în România în cifrele astea. O să vedem că e ceva uluitor. Da? Da. Republica News spune rău tot de aici. Conform celor mai recente statistici ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, România a înregistrat o scădere notabilă a șomajului în rândul tinerilor în prima jumătate a lui 2024. Media lunară a șomerilor sub 25 de ani a scăzut la 21.839 de persoane, comparativ cu 28.365 în aceeași perioadă anului, ceea ce reprezintă o reducere semnificativă a ponderii acestora în totalul șomerilor de la 12,11% la 85%. Atenție mare că și aici vorbim. Deci 4% aproape. Da, domnul Mihai Pari, drag coleg, doar că aici vorbim despre niște date la care nu mai au acces cei care monitorizează lucrul ăsta după ce șomajul se termină. Că, da, ai o medie lunară a șomerilor sub 25 de ani atâta timp cât oamenii beneficiază de indemnizația de șomaj și se bucură de bani o perioadă de timp. După, okay, care... după care, dacă nu-și găsesc, ies din banii de șomaj, exact. Dacă nu-și găsesc de muncă, nu mai iei șomaj iar, nu? Da, ei nu mai sunt șomeri. Atenție! Deci, tehnic, nu mai sunt șomeri. Exact. Da, ei sunt oameni fără un loc de muncă, mie, dar nu șomeri. Exact. Mie mi-e greu să cred că la momentul ăsta, în România, sub 25 de ani, sunt decât 21.139 persoane fără loc. Mi-e greu să cred. Mi-e foarte... Da, doamna Bucura Oprescu... Doar. Doar. Ăștia sau... 21.839 de persoane. Mă rog, e o cifră mică. Foarte mic, da. Sub 25 de ani. Ok, a scăzut, raportat la anul trecut, unde erau 28.365, mă rog. De asemenea, se mai spune în articol, și șomajul în rândul tinerilor sub 30 de ani a scăzut, media lunară fiind de 36.449, față de, uite aici, mai pregnant diferența, 44.913, în prima jumătate a anului trecut, da. Și am mai spus-o și în deschiderea emisiunii, aici intervine și aspectul ăsta cu joburile de vară. Da, se mai duc oamenii pe litoral. Bine, în procente tot, undeva la puțin mai mult de 4, în jur de 4%. Așa. Tendința asta pozitivă se aliniază cu scăderea generală a șomajului juvenil la nivel european, colegul. Da. Deci nu e întâmplător. Corect. Da? Unde rata a fost de 14,4% în iunie 2024. Ok. Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, uite că a luat-o în două știri consecutive. Da, pe Simonica. A subliniat că aceste rezultate reflectă eforturile guvernului, bravo, condus de premierul Marcel Ciolacu, de două ori bravo, de a integra tinerii pe piața muncii și de a crea oportunități de dezvoltare profesională în țară. De 10.000 de ori bravo. Asta e. Da, deci domnul Ciolacu, uite ce a făcut. Atâta. Băi, vedeți că de-aia, bă, suntem și ipocriți și răi. Te-a durut undeva, ai stat în Spania două luni de zile. Da, m-a durut, dar am plătit 50 de euro la urgențe, să știi. Sunt cetățean european. Ai drepturi. Da, am drepturi, dar am plătit 50 de euro la urgențe. Să zic că ai scăpat bine. Ce ai avut? Am avut infecție de la aerul condiționat. A. Deci ăia... Eu zic că ai scăpat bine și fără. Eu cred că sunt extraterestri.
ăia din Spania. Mm. Deci au undeva așa, așa am simțit eu, că la 5 grade în, în magazine. Cam frigider ești. Da. Și aia m-a terminat, 8 zile m-a ținut pe bară cu o găleată de pastile, antibiotice și toate nebunile alea, plus chinul după lume. Am avut 3 zile de dureri și de nesomn deloc. Mm. De, și, atenție, eu în concediu, în vacanță, adică asta da, e. Da. Bine, trebuia să-mi fac ăla de cetățean european, cardul ăla de sănătate, da, nu știu cum, pe stânga, pe dreapta. Asta e. Da, au fost și zile bune și nopți memorabile pe trecut de acolo. Uite, da, tot da. Timpul ăsta domnul Ciolacu da. Se zvârcolea seara în pat, da? Corect. Și nu știa cum să facă astfel încât rata șomajului la, să scadă la tine. Juvenil să fie mai mică decât anul trecut. Uite, a reușit, ne spune doamna Simona Bucura Oprescu. Da. Oare de ce afară a scăzut? Și afară. E o tendință generală chestia asta. Pentru că nici ea nu mai pot și mai trimiși copiii la muncă, ceea ce până acum nu prea se întâmpla. Mă gândesc. Da, și probabil și la ei aceeași chestie ca și la noi, după ce ai ieșit din șomaj, nu te mai numești șomer, nu mai ești șomer, nu mai ai bani de la stat. Nu mai interesezi pe nimeni, atâta timp. Chiar dacă în continuare nu ai de muncă, da? Bun. I-a smuls telefonul din mână, uite unul ăsta nu știu dacă are de muncă sau nu. Poate tu mai terminase șomaj. Da. Da. I-a smuls telefonul din mână și a luat-o la sănătoasă. Autorul a fost prins. Ăsta e titlul de pe republicanism.ro. Hai să vedem ce s-a întâmplat, cum, unde. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au intervenit săptămâna trecută după ce o femeie de 55 de ani a raportat că i-a fost smuls telefonul din mână, telefonul mobil, de către un individ necunoscut în timp ce se afla pe Bulevardul Unirii. În urma investigațiilor, autorul a fost identificat. Da? Ăsta necunoscut. Mm-hmm. Nu-l știa doamna. Da. Păi nu știa doamna, dar știau milițienii. Și, da, și dacă nu știau, nu cred că fură numai aia care știu, se știe de ei. Băi, cred că nu mai vine unul în new entry. Parte, da. Mai o fi vreun new entry de ăsta de să apucă și el de furat, că altfel ar fura numai de aia, de 95 de ani. Deci hoțul ar ajunge să aibă 95, 102, 110, cât trăiește el. Și doar aia fură. Dar trebuie să vină să... E logic, da, da? Să se schimbe sângele, da. Ori... Cum naiba l-au prins? Cum... Nu știu, probabil, pe zona respectivă, cine lucrează cu ghilimele de rigoare. Ori, se mai practică, se practica pe vremuri, nu știu dacă și în prezent, în chestii de genul ăsta, îl prindeau pe primul. Primul care avea ghinionul să fie prins. Nu cred. Îi se punea în cârcă toate târfările și jafurile din zona respectivă în timp 2 ani. Nu cred că se mai practică, pentru că hoții sunt cei mai cetățeni europeni dintre hoți. Corect. Și nu mai face miliția cu tine de asta. Am mai dat exemplu la când prietenului meu îi se furase castofonul de la mașină. Castofonul care la vremea respectivă era mai scump decât mașina în sine, care era o Dacia 1300. Că toți am râs, zic, bă, ești nebun, ți-a dat un castofon cu CD față detașabilă. E dubla valoare mașinii, poate mai mult. Și l-au furat, cum era și normal, dacă se întâmple. L-au chemat la miliție după... De, cum era normal într-o țară ca a noastră. Ca a noastră, altfel, da, nu-i normal deloc. Da. Și l-au chemat. Când ăsta oricum pusese cruce cazului și a avut surpriza plăcută, e sunat ăștia și au avut nevoie de un martor, am mai zis eu. Și m-am dus cu el acolo și oamenii au spus, domnul Cotărescu, să vă alegeți casetofonul. Nu să vi-l găsiți. Sau nu că vi-l-am găsit noi. Nu, să vă alegeți casetofonul. Și era o masă acolo, plină cu maldră sau un munte de castofani, auto. Doar că niciunul nu era răstuia al prietenului meu, care era Philips. Ale erau Powersonic. A, erau de-astea chineze. Somi, de-astea, Somi. Da. Ai, da, ai, wa, na, bă, ce ai zis, bă, tată, eu am avut castofon. Bă, e original. Da. Ăla a zis, domne, repet, alegeți-vă castofon, ai zis, milițianul accentuat. Trebuie să ai zis că consulte cu mine, un pic că nu știu ce să fac. Și nu duc castofon, dar acolo închideai cazul. De ce la da, bar, clar, da. Și am ieșit un pic afară și i-am zis, bă, zic, chiar, ia unul de acolo. Dar ia și tu cinci. Ia cinci. Spune-i polițistului, bă, uite, valoarea castofonului meu e cam cât sunt cinci, da. A luat până la urmă două. A picat la înțelege acolo și a luat două. Și două. Dar așa se practica pe vremea. Acum, nu știu dacă mai fi. Da. Ce s-a întâmplat cu ăsta de 19 ani? Ulterior, instanța a dispus clasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile, că n-a făcut el mare lucru. A fost prins, reținut 24 de ore, cum se face, da. Așa, cercetările continuă pentru clarificarea, ce-o fi de clarificat, a tuturor aspectelor legate de acest incident. Deci, l-au ținut și pe el 24 de ore la murat, are încă două luni la dispoziție să mai fură niște telefoane. Da, că e control judiciar, 60 de zile și așa mai departe.
Da, dacă ar fi pedepse normale pe lumea asta, nu numai la români, în toată lumea, în toată lumea, ca să zic așa, civilizată. Pentru că mai sunt state conduse de dictatori, da? Acolo pedepsele sunt alea care trebuie. Da? Nu zic că ar trebui să fim conduși de dictatori, că ne-am cam săturat de ceașcă, dar uite, parcă și ne-am săturat în primul rând de stânga. Am vrea un dictator de dreapta, de exemplu. Ia să vedem cum e. Da? Adică o dictatură a adevărului și a dreptății. Să fii și de la ecologiști. Da. Eu m-am săturat de nedreptăți, dar până la urmă... E din ce în ce mai... Dați-le, frate, pedepse ca să se sperie. Da, eu aș face filme. Ți-am, am niște filme cu colonii penitenciare unde să-i duci pe nemernici, unde să-i aștepte alți nemernici. Da. N-aș avea nevoie de gardie. Da, păi nu, cine să duce acolo? De ce să-l pui, indiferent cât știi? Îl plătești? De ce să arunci un om într-o groapă de aia de nemernici? Da. Da? Nu. Și aș face niște de-astea de ferească Dumnezeu. Bun. Uite, Alcatrazul a închis, că era prea dură. Se spunea că na, Alcatraz bine, Alcatrazul față de ce au rușii, de exemplu, era și pensiuni de fetițe la catolici. Știi? Da, okay. Da. Și da, bine, corect. Probabil că nici n-au mai avut chef să bage bani. Acum, dacă e să bagi bani într-o pușcărie, n-o faci ca să fie dură și de neieșit de acolo. Acum bagi bani într-o pușcărie ca să-i fie nemernicului cât mai bine. Corect. Asta e ideea. Da. Bun. Ghinionul hoțului, uite, mai avem o știre, dar după pauză. După pauză o să vorbim. Ghinionul hoțului să fi prins cu bunurile furate cu puțin înainte de a ajunge la destinație. De parcă odată ajuns la destinație îți garantează cineva că nu te mai prinde poliția. Da. După aia. Da, dar e psihologic așa, știi? Hai bă, că mai am un pic, nu m-a văzut nimeni pe drum, ok, gata, am intrat în curte. Ăla e, bă, gata, deschide bere. Pac. Ok, da. După pauză imediat. Salutare, prieteni, am revenit, suntem Bubanu și Pali la RNTV, în trenul de noapte, o partea a doua emisiune. Mai Alibaba azi, așa, exact, da. Nu știu ce. 40 cel puțin, da. 44. Ghinionul hoțului, să fii prins cu bunurile furate, cu puțin înainte de a ajunge la destinație. Interesant. Este pățania patru bărbați care au dat nas în nas cu poliția când le era lumea mai dragă. Adică când? Când să, până să intre în casă, înțelegem din titlu. Da. Adică ăla dădea să deschidă poarta repede, când în partea aialaltă, deja în curte, poliția i-a așteptat. Dar nu s-a întâmplat așa. Bărbații au fost reținuți de polițiștii din cadrul secției Poliției Rurale Voinești, transportând bunuri suspecte, inclusiv traverse metalice, despre care se crede că au fost sustrase din zona extravilană a localității Bărbulețu. Da. Subiecții au fost prezentați magistraților. Suspecții? Da. Aștia sunt subiecti suspecti. Da. Pentru stabilirea măsuri preventive, cercetările continuă sub acuzația de furt calificat. Mă, vorbim despre poliție rurală. Sunt niște aspecte asupra cărora aș vrea să insistăm un pic. Poliție rurală Voinești. Păi, au pistol? Au. Au. Atunci, ăștia au uniformă? Iau rețin, au mașini? Au. Așa. Ai video, că am bancul ăla. Da, ai video. Da, corect, da. Cum fel de mașini au și ei. Bun. Puteți seama că ăștia, fiind acolo, băștinași, de pământ, din zonă, nu-i prima oară când mergeau la furat. Probabil chiar ăștia știau. Nu știi, n-ai cum să fii sigur. Crezi tu că ăștia de la Rurala din Voinești desfășurau cercetări în câmp operativ, în costume de camuflaj, vopsiți pe ochi? Bine, nu te lua după poza aia însoțitoare de articol. Nu, că nu mă de poza. E altceva. Da, hai să o și arută. Nu are treabă poza, nu? Putem să o arătăm, da, eu încerc să-mi închipui pe ăștia de la Rurala din Voinești. Da? În câmp operativ, vopsiți pe ochi. Păi dacă au furat traverse metalice, nu trebuie să te vopsești pe ochi. Îți lași basca aia de polițist, o dai mai pe ceafă așa un pic. Da. Că nu, asta e o poză însoțitoare în general, așa. Așa de Counter-Strike, adică. Acolo-s băieții, da. Da. Ăștia, da. Ăla, uite ce pantalon are, niște pantaloni mai curați, așa, mai de ăsta. Eu cred că s-au luat mai de trekking. Da. Da? S-au luat după la altceva, nu știu, ăștia cu Rurala de Voine și cu hoția, nu cred eu. Că dacă ăia furaseră traverse, printre altele, da. Îi vezi, nu printre trebuie să stai pitip în tranșee până să-ți faci de-alea, fel de fel de cuiburi de-alea, ai văzut cum stau ăștia la filat. Da. Nu, dacă au furat traverse de-alea metalice, îi vezi, că n-au... Or fi trecut cu ele prin fața poliției rurale, da. Sau... Da. Uite, mă mai duc pe la țară, unde ai fost și tu. Păi un post de poliție pe acolo, eu n-am văzut pe nimeni. Niciodată?
Da. Sunt sigur că omul ăla acolo își face datoria? Mă rog. Eu nu sunt sigur că e dacă acolo. Dacă suni, cred că eu răspunde. Nu sunt sigur. Dacă, da, sun și îți răspunde de acasă sau din primărie sau de pe unde mai e. Acolo la post. Bă, de primar l-am dat acolo, dat de poliție. Bă, bă. Și n-aș știu nimeni să spună. Când, da. Când pot avea șansa de a mă întâlni? Aveam o discuție de purtat cu primarul local. Da, bă. Bun, poate dar în ce zi te-ai dus? A săptămâni. Băi, cu o săptămâni, nu mai știu exact. Nu era nici luni, am zis. A, ora... Deci să nu te duci luni și vineri. Luni, nu era. Odată. Vineri, deci luni, luni și vineri. Da. Și să nu te duci mai târziu de ora 1:30. Nu, era... Că s-a terminat programul, la revedere. Era până în 12. Până în 12, mult. Acum dacă am plătit și taxele pe anul în curs, acolo am găsit pe cineva. La taxe? La taxe. Să-ți ia banii, să-mi ia banii, am găsit. Okay. Când să vorbesc cu domnul primar, n-am mai. Bun. Ce facem? Mai să mergem până la Mizir, de exemplu. Acolo unde polițiștii, da, rămânem în zona infracționalității. Au mers și emisiune în Buzău la un iubitor de autoturism. Biciclul. Hai să vedem ce autoturisme colecționa asta. Mm-hmm. Păi și țiriac iubitor de autoturisme, dar... Ai văzut ce au avut țiriac, dar dacă o mașină, câștigătorilor... Da, da. E scandaluț, nu știu dacă avem timp în zilele astea din săptămână să... E frumos scandalul, îmi place ca amplitudine, ok. Sponsor oficial al Comitetului Olimpic Român. Așa. E o firmă, o altă firmă producătoare de autoturism. Așa, de asta sunt supărați. Și au zis, au anunțat înainte Olimpiadei, firma respectivă care e și sponsorul COSR, au zis, domne, vom da o mașină. Câștigă domnul Țiriac să tragă pe turta lui. Dar ei au zis... Dau și eu câte una. Da, dar n-au făcut anunț oficial. Și că ei au fi științat federațiile respective, domne, cine câștigă, o să-l dăm cu mașină. Cam da, mai pe românești, așa, știi? Adică da, nu prea semi-oficial. Așa, domnul Țiriac, hai, lasă-mă că vă rezolv eu. Și a dat alte mașini, dar a apucat să fie mai șmeche decât ăștia să iasă în față. Brandul lui. Da, da, nu-mi place ideea. Bun, hai să vedem ce a făcut omul ăsta, că până la urmă... Și câte medalii a câștigat el? Da, ne dăm seama din articol că nu e iubitor de autoturisme, ci iubitor de... Din autoturism. De din autoturism, da. Pe la mijlocul săptămânii trecute, polițiștii din Mizil au efectuat o percheziție domiciliară în județul Buzău, într-un caz ce vizează furturi și operațiuni financiare frauduloase. Mm-hmm. Ok, sună destul de pretențios. Corect. Ai zice că de la mașini de lux în sus, epocă și alea fura băiatul ăsta, da, iubitor de mașini, așa cum e descris în titlu. În perioada 24-27 august, suspectul ar fi sustras bunuri din 4 autoturisme. Da. Mă rog, cauzând un prejudiciu de aproximativ 2500 de lei. Păi ăsta e iubitor de autoturisme. Ăsta urăște autoturisme. Da. Okay. E scârbă. Iar când intră mașină să fure, vomită. Nu poate sta mult. Păi, mă. Îl deranjează ideea de habitacul, da, da, că e închis acolo. Fii și claustrofob. Da. Păi cum să fur de doar 2500 de lei în 4 mașini? Păi dacă atât avea oamenii aia, unul un pix mai acătării, unul avea o agendă mai frumoasă, în piele, da, și de-aia costa mai mult, știi? Dar ce să fur din mașini așa? Că mai sunt alea, furturile alea mari despre care am mai vorbit noi, de sute de mii de euro și aur și de-aia, de ne gândeam noi, mă, cine naiba, da, om normal, merge cu atâta valoare după el să le țină în mașină, mai și pleacă, închide da, mașina și se duce la treabă, nu știu ce, și le lasă acolo pe alea. De ce ai face lucrurile astea? Da. Ok. Persoana bănuită a fost dusă la poliție pentru audieri. Normal. Avem niște imagini, sunt absolut fabuloase. Avem și antetul poliției române, mă gândesc, păi da, că astea chiar sunt originale, sunt filmate de pe, nu știu, vreo platformă, social media sau... Băi, e fabulos cum intră ăștia la hoț în cot. Ia să vedem, ne ajută colegii din... Zici că este Nașa, bă, care a venit la film. Ai văzut? Deci, bravo. Uite, ușurel, așa, frumos, uite-și, a deschis ușa... Hai, mă, hai că a venit, da. Știi, tu ai făcut o paralelă cu Nașa. Sau Fina la Nășic. Eu mă gândisem la altă paralelă, rămânem în zona aia. Bă, când am mers, mă, eram mai mici și mai nebuni și mai copii și mai frumoși, poate. La un prieten să-i bate în brazii. Aha. Să, tati, păi, ăștia, nu există oamenii ăștia pe care... Ia, bă, să-i mai vedem altă. Deci noi când ne-am dus să-i batem brazilul ăla... I-a zis de numai jumătate de casă. Exact, a ieșit jumătate de sat, a ieșit la poartă. Păi așa te duci tatăl ăia, nu așa. Ia. Ăștia sunt finescu, ultimul e frică. Da, sunt și fit, da, ei așa ca băieți. Băi, îmi place și aici, onor, da, și unde e de criticat, de criticat, unde e de apreciat și de aplaudat, toată poliția română, la modul cel mai serios acum, lăsând gumă la o parte, schimbă imagini și e foarte bine. Adică mai ușor cu personajele Rubensiene,
mai sunt băieții chiar... Să, de fapt, cum ar trebui să fie? Ăștia mai fit, așa. Da. Aia din Spania, by the way. A, lasă, acolo. Sunt animale. Dar eu nu înțeleg. Nu înțeleg de da. Unde sunt, ce mănâncă, da. Ce naiba fac. Nu, da. Pe bune. Dar n-am pomenit așa ceva. Adică zici că sunt ăia la... toți participanți la concursul de-alea, Iron Man, de-alea, faze de-alea. Care e unul dintre lucrurile pe care poți găsi fișa postului este să descurajezi infractorul. Porta că-l vezi pe unul săracul de 60 de ani și o să treci de chestii. Păi da, dar vezi tu că asta este ideea ta sau a mea. Ne gândim așa că oamenii s-au bazat pe asta. Hai să, în primul rând, să descurajăm. Da. Prin fizic, prin atitudine, prezență, prin prezență, da? Păi și atunci nu se mai pune. Logica asta nu mai cadrează cu faptul că sunt foarte multe femei. A, da. Da? Alături de băieții ăștia de care povesteam că sunt așa, sunt 4 pe 4, erau și niște domnișoare care s-ar potrivi în alte filme. Nu în astea cu bătaie. Așa, în filmele alea, domnișoare. Deci nu în astea cu bătaie. Atunci, ce, pe ăla cum îl descurajești? Bă, că pe ăla l-atrage. Păi, poate ea l-atrage. Și ăla îl căpăcești. Și ăla îl căpăcești. Toate au explicație. Da? Bun. Asta e, da, ăia da, să fie mari, să-i descurajeze și dacă este cazul, dintr-o lovitură să-l mai liniștească, așa. Dar cu domnița ce faci, frate, în uniformă? Îți dă și ea o palmă, un pumn. Am mai luat și noi de la fete. Ai luat? Am luat. N-am luat înapoi niciodată. E, nu, las, asta e, nu se discută. Nu, dar de luat. Da, mai dă și ea o domniță, mai zgârie, mai nu știu ce, trage de păr, da, de barbă acum, să mă tragă dacă fac ceva. Da? Dar altfel, ce faci cu el? Ăla știi, ți-a dat-o ăla, ești, gata, te-a liniștit. Da. Bun. Hai să vedem ce a pățit ăstălaltul. Uite, de la un mare iubitor de autoturisme, cum scrie din Republica News, trecem la un iubitor de drumeții de-astea periculoase. Da, o să vedem niște imagini. Eu nici la clipul ăla n-am avut. E rău să mă uit la tot. Da, nu, zici că sunt rupte din cliffhanger. Da. Da, direct. Tot de pe Republica News. Uite, acum am zis că vara, toată lumea se mai duce pe la munte, pe la mare, pe la nu știu ce. Și din numărul ăsta mare de turiști, logic este ca, na, câțiva dintre ei, cu cât e numărul mai mare de turiști, cu atât e probabilitatea ca numărul celor care se duc nepregătiți pe munte să crească. Da. Dar acum a venit toamna. Încă avem vreme frumoasă prin orașe. E perioada asta superbă, bine. Mai dar la munte e și mai nasoală treaba, pentru că toamna este vremea extrem de schimbătoare. Mai mult la pantofari, care da. Na, fac poze din oraș, nu știu, la pomii care schimbă coloritul. Na, e o perioadă frumoasă. E spectacol, la munte, da. Acum e o nebunie. Un turist blocat sub, atenție, peretele Gălbinele din munții Bucegi. O să vedem, cum spunea și colegul Bubanu, filmări, un video, cum naiba o fi ajuns el acolo. Nu știu. Cum o fi ajuns acolo fără să moară. Da. Asta e, da? Păi, uitându-mă la asta, așa mă întreb când mă uit la asta și la ciucă. Bă, cum a ajuns ăștia acolo? Da. Păi da, dar uite, la asta ne gândim fără să moară, că poți ajunge acolo picând de undeva. Și să zicem că te-ai agățat pe o firiză de-aia de stâncă și ai rămas acolo, dar tu ești mort. Da? E, da, de ciucă nu ne întreb cum o fi ajuns aici fără să moară. De râs. Da, lumea cum de o fi ajuns aici fără să trăiască, da, la ciucă. Bun, deci ăsta a blocat sub peretele Gălbinele din munții Bucegi, a fost salvat cu succes într-o misiune dificilă desfășurată de Salvamont Prahova în colaborare cu IGAV Poa Brașov. Un salvator montan a fost, fii atent că tu ziceai de, țin minte până să plecăm în concediu, îți plăcea cuvântul ăla, troliere. Muream, da? Eram, da. Expresia asta, fiert, troliere. Da. E, uite, acum un salvator montan a fost inserat prin troliere. Da? Wow, e și mai șmecheră asta. Bă, copil, deasupra turistului. Copil, nu mă, că mai fac copil, că am doi, mi-ajung. Dacă mai aveam unul așa, îi puneam numele. Inserat prin troliere. N-ai, mă. Eram inserat. Inserat prin troliere, ce pop, la tablă. Da, ce-mi place. Ce-a început școala. Ce-mi place asta, mă, inserat prin troliere. Așa, ce deasupra turistului. Deci l-a lăsat pe cablu. Fix deasupra astuia, coborând în apel pentru a-l pregăti pentru evacuarea aero realizată de al doilea salvator. Da? Deci ăsta, primul inserat prin troliere, l-a pregătit, al doilea l-a luat. Operațiunea finalizată rapid și cu succes a demonstrat profesionalismul și coordonarea impecabilă a echipei formate din piloți, operatorul trolului și salvatorii montani, deja experimentați în numeroase intervenții de acest am tip. Și acum să vedem niște părți din cliffhanger. Oamenii ăștia sunt adevărați supereroi. Da, da.
n-au imantie, nici... Da. Da, sunt supereroi din zilele noastre. Da. Deci elicopterul, să nu dai, să nu încep, te rog eu, lasă-l un pic. E, vezi punctul ăla, mai bine să... Uite, punctul ăla albastru. E, ăsta este iubitorul de... Măi, Auraș. De pericol. Măi, Auraș. Deci ăla, punctul ăla albastru, este un nene care a rămas blocat pe un perete aproape vertical. Atenție, el nu era alpinist. Deci nu se cățăra, n-avea funii. Aspect care cu atât mai mult vine să adâncească misterul. Da, păi asta ce e, da. Ce cauți tu, Maurele, acolo? De multe ori, am mai spus-o, în repetate rândul și emisiune, la munte, de exemplu, e mai greu de multe ori să cobori decât să urci. Absolut. Traseul da. Poate fi mai dificil acum. Să dă drumul, acum da. Dă drumul, la fel, să-i vedem pe acolo, băieți, mă, mamaie, mă. Cum se duc bine, încă o dată spunem, și pentru salvatori este foarte greu când operează cu elicopter, pentru că sunt curențe acolo. De pot face din elicopterul că... ăla ca dintr-un avion de la de hârtie, să-l facă țăndări. Dar asta e. Lângă un perete vertical... Bun. Mai bag niște pitoane de-alea. Da, îmi plac, îmi plac acord astea și carabinele alea. Da, uite că nu... Uite, ajungem imediat la tine, da? Uite, era îmbrăcat corespunzător. Da, da. Observ încălțările da. Și din alea. Ok? Pantaloni corecți, o geacă corectă, vremea are, bă, nici să dar te încălzească prea tare, dar nici să îngheți, să țină și la apă. El era corespunzător, dar ce căuta pe acolo? Da, și acum rămâne să ne echipuim, nu știu, în virtutea unor posibilități pe care ne-a luat în calcul, să fie elicopterul stricat sau oamenii ăștia să aibă alte treburi mai bune. Cum ar fi arătat o noapte petrecută? E, făcea el într-un fel și pica. Și nu petrecea o noapte, da. E, și acum a venit ăsta la altul, al doilea salvator, ca să îl ia. După ce primul, atenție, prin inserare a fost troliat. Prin troliere, da. A fost inserat, pardon, inserat prin troliere, scuzați. Da. Inserat prin troliere. Și încă o dată, de ce singur? Da. Mă rog, sunt la care doar cei profunde sau nu. Da. Ok. Ce frumos! Pe lângă faza că l-au salvat, uite ce peisaj minunat, ce înseamnă munții Bucegi, uite și aici frumos până la final. Bravo, băieților! Ne uitam, l-au adus la sol, se felicită băieții, da, acești săpărere. Bă, amendă lucrurile să le dăm. Măcar 20 de ture de teren de la tot îl plăm. Da. Okay. Frate, nu vă mai jucați, mă, că nu-i de joacă. Da. Și ajungem acum la, dacă ai de jucat, la sportul, cel mai la modă, cine dă mai tare în tram. Da, ăsta e acum. ABBA îi spune lui Trump să nu-i mai folosească muzica la mitingurile electorale, de unde și tema noastră de astăzi, grupul ABBA, două puncte, Trump, jos laba de pe muzica noastră. Bun, hai să vedem. Ce a făcut Trump? Membrii grupului pop suedez i-au cerut candidatului republican la președinția SUA, Donald Trump, să nu le mai folosească muzica și videoclipurile la mitingurile sale electorale. Asta a anunțat casa de discuri a formației, relatează Reuters conform news.ro. Asta este de pe UTV, am luat articolul. Da. Hiturile ABBA, inclusiv The Winner Takes It All, asta, da. Trump, el știe despre chestia asta că învingătorul ia totul. Încă de când ăștia de la ABBA nici n-aveau, se jucau așa, prin curte cu... Da. Fel de fel, da? El, Trump este născut învingător. Trump pe vremea aia făcea ceea ce ăștia doar cântau despre lucrurile alea. Da, de mai târziu. Făcea, da. Uite, money, money, money. Păi ce să ia și Trump de la ABBA? Păi Trump când a ieșit, prima îți dă o palmă la fund așa, și încep să uli. El a zis money, money, money. Money, 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 da. Doar nu lua Waterloo de la ABBA. Ce să faci cu Waterloo? Ce? Trump e de două ori când Napoleon? De înălțime, zic așa. Da. Și mai mulți bani și... Și Dancing Queen. E, uite-o pe asta, nu înțeleg. De ce a luat-o Trump? Pentru soție. Era o mare cum o cheamă Ivanka, ceva de genul. Da. Sau e fisa Ivanka. Fisa Ivanka, nu mai știu. Da. Oricum, de prin părții astea răsăritene ale Europei. Ea a fost soția lui ce? Era manechin. Manechin, da. Ceva de genul ăsta. Ok. Astea trei. The Winner Takes It All, Money, Money, Money și Dancing Queen. Melania o cheamă pe nevasta, Melania, da. Trump, da. Și Ivanka e fisa. Nu știu de ce mi-a rămas amică în cap. Da. Că, motivele mele, Melania trebuia să rămână. Asta e. Da. Au fost difuzate la un meeting organizat de Trump și de coechipierul său, J.D. Vance, pe 27 iulie, în Minnesota. Însoțite de videoclipuri, deci nu
nu doar audio. Da, videoclipurile, formația ABBA sau videoclipurile electorale făcute nu, cred că tot de echipa lui Trump? Nu, videoclipurile ABBA, alea originale. Ce relevanță aveau alea? Nu ți-a plăcut. Lui Trump i-a plăcut prea mult lui Trump. Asta a relatat cotidianul suedez Svenska Dagbladet, care a avut un reporter la eveniment. Deci ăștia pârâcioșii, imediat s-au dus. Împreună, hai să vedem ce a declarat Universal Music, asta e casa de discuri a celor de la ABBA. Împreună cu membrii ABBA, am descoperit că au fost publicate videoclipuri în muzica ABBA, în care muzica ABBA a fost folosită la evenimente Trump și, prin urmare, am solicitat ca o astfel de utilizare să fie imediat eliminată. E, nu, videoclipurile, clar, aici din ce spun ăștia, videoclipurile au fost electorale. Electorale peste care s-a pus... sau pe sub care era muzica ABBA. Ok. Tot reprezentantul casei de discuri a precizat că nu a fost acordată nicio permisiune sau licență companiei Trump. Bă, dar dacă folosea ca fundat soror piese ale trupei ABBA, Biden sau mai nou Kamala, Îi premiau. Da, suna premiau. Imediat Universal și da, întâi cereau scuze și după aia o întrebau pe Kamala câți bani trebuie să vă dăm. Da. Ok. Și băgați-le mai rar că nu stăm bine în perioada asta, da. Da, asta nu înseamnă că Trump n-a făcut ceva rău. Bă, da, încalci drepturile aia. Dar altfel, deci ce a zis Bubanu, altfel punem noi problema. Vrem să, ca să fie egalitate, da? Nu pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Dacă vreți să fiți corecți. Membrii trupei nu doresc să comenteze mai mult. Asta a declarat un reprezentant pentru noi. Trebuie să adăug că cei patru susțin pe deplin declarația casei de discuri. Cum ar fi? Nici n-au voie cum ar fi. Compania Trump nu a răspuns nici imediat la solicitarea de comentarii. Pentru o trupă care nu mai e pe val de vreo 800 de ani. Da. Da, în muzica internațională ar fi fost un plus, zic eu. De imagine, de... Da, da, este și mai plus să te iei de Trump, păi când astăzi e sport național ăsta. Da. Bun. De-a lungul anilor, iată, mai mulți artiști sau reprezentanți ai acestora s-au opus ca muzica lor să fie cântată la evenimentele Trump, da? Inclusiv regretatul cântăresc și chitarist american Tom Petty. Pare rău, îmi place muzica lui Tom Petty, dar altfel nu prea îmi place cum gândește. Cântăreața și compozitoarea britanică Adele și trupa rock R.E.M. Da, rock. Hai zice rock. Rock. Da, hai să zice rock, da. În aprilie, casa de discuri a artistei și activistei irlandeze Sinéad O'Connor, care între timp nu mai e printre noi, anul trecut a murit, a cerut de asemenea companiei Trump să nu se mai folosească muzica ei. Ce-o fi luat Trump de la Sinéad O'Connor? Hai că the winner takes it all, money, 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 alea le înțeleg. Cântăreața canadiană Celine Dion, de la Celine chiar n-ai ce să-i frate. Și casa ei de discuri a avut la începutul acestei luni o plângere similară, la începutul lunii trecute, pardon, o plângere similară, afirmând că utilizarea interpretării celebrei sale piese din filmul Titanic este neautorizată. Hai să-i vedem repede, așa că am terminat și emisiunea pe cei de la ABBA. Să știți, domnilor de la ABBA, nu mai rețin cum și doamnelor, și doamnelor, când erai mic, na, mergeai pe bună. O cheamă Frida. Frida, da. Frida e roșcată, parcă. Da. Cam cu pungi la ochi, așa. Da. Am înțeles că le și pilea. Mergeai pe blond, mă gândesc. Nu. Când eram mic, da. Când eram mic, mergeam 100.000 pe blondă, pe blondă. Da, da. E, după aia m-am mutat pe pe partea asta. Nestatonic, de mic nestatonic. Așa. Da. Balanță, nu? Am vrut să echilibrez. Okay. Da, mă, dacă-s balanță sunt... Așa, ok. Uite, costume din anii ăia, de scenă. Da. Da, așa se purta și pe afară. Da. Da, uite, ABBA, pentru cine... permanentul acolo un pic, în partea aia lângă blondă. Ok. Da. Dar nu știu, cum naiba e să te îmbraci ca bărbat în dalea, că sunt și din mătase, nu știu din ce sunt, din borangic, nu știu din ce sunt țesute alea. Da. Uite și nena vezi ABBA cu acordeonul. Da. Asta e, da. Babașa. Abașa, sau bă... Revelion 1979. Da, să știți că numele trupei voastre a fost luat de o echipă de fotbal în România. Pentru o bună perioadă de vreme. Petrolul. Mi se spune ABBA, da? Niște ani de zile. Da, o să mai ofusca nimeni. Și, domnule, ne folosesc ea numele. Asta că stăm bine, este al doilea an consecutiv, când mă întorc din concediu,
îi lăsasem țândări și pe aia galben-albaștri și pe aia roșii. Și ai găsit, da? Și am găsit cum nu credeam eu de bine. Da. Nu mai zic nimic, că anul trecut am, da, am zis bravo băieții, hai, hai să-i rupem, să-i omorâm. Și după aia îi lăsăm așa. Nu mai zic nimic, e prea bine. Suntem Bubanu și Pali, bye bye. Bye bye.